Dragnea, din funcția pe care o ocupă la Camera Deputaților, ce v-a determinat de data aceasta? Partidul Național Liberal a adoptat un proiect de hotărâre de demitere a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților pe motive de neconstituționalitate. Acțiunile pe care le-a întreprins președintele Camerei Deputaților în ultima vreme sunt vădit neconstituționale. Aici pot să vă enumăr câteva de care sunt convinsă că ați auzit în ultima vreme: nerespectarea regulamentului Camerei Deputaților, refuzul de a convoca sesiunea parlamentară chiar dacă toate articolele din regulament au fost îndeplinite de către parlamentarii care au cerut acest lucru, faptul că și-a asumat pozițiile Parlamentului României alături de Tăriceanu fără un acord al Parlamentului, lucruri care considerăm noi că sunt neconstituționale, iar atunci când vom obține o majoritate la Cameră pentru inițierea acestui demers, o vom face. După cum foarte bine știți, majoritatea PSD se clatină, Liviu Dragnea întâmpină probleme în propriul lui partid, așadar, cred pentru prima oară poate că acest demers are șanse de izbândă. Perfect. Mulțumesc.